Salut! Sunt Otto de la Miere TV, iar astăzi s-a terminat a 17-a săptămână din singura transformare live de pe tot YouTube-ul, fraților. Singura transformare documentată în care vedeți absolut toate mesele pe care le-am avut de 2 ani încoace și singura dietă apicolă, pentru că eu consum foarte multe produse apicole. Singurele mele suplimente sunt produsele apicole, mierea, păstura și sucul de cătină cu miere. Astăzi este sâmbătă, dar voi o să vedeți clipul acesta mâine, adică duminică, exact de Sfânta Sărbătoare a Paștelui, așa că vreau să vă urez multă sănătate, sărbători fericite și Hristos a înviat. Eu tocmai ce m-am cântărit, am avut o săptămână extraordinară, nu vine să cred că am slăbit, fraților, sunt super, super fericit, pentru că am mâncat foarte multe mâncăruri tradiționale. Maica mea mi-a gătit încă de joi foarte multe mâncăruri tradiționale, cum ar fi drob, salată beof, ouă roșii, carne de miel la cuptor și cozonac. Și credeți-mă că face un cozonac senzațional, este extraordinar cozonacul făcut de mama mea. Așa că încă de joi eu am mâncat toate aceste mâncăruri tradiționale și credeți-mă că au foarte multe calorii. Nu toate dintre ele, dar majoritatea au foarte multe calorii. Am încercat totuși să mănânc în cantități normale. Am încercat să le fac mai dietetice, să le fac mai de dietă, să mai elimin din calorii de acolo, din grăsimi. Și de asta am reușit să slăbesc. Bineînțeles, am fost și la sală aproape în fiecare zi. Am făcut foarte multă mișcare, am făcut foarte mulți pași, foarte mult cardio, în fiecare zi câte 2 ore de cardio. Dar totuși este surprinzător că am reușit să slăbesc, pentru că este deja 17-a săptămână de când sunt la dietă și pe lângă aceste mâncăruri tradiționale foarte grase, am mâncat și foarte multe dulciuri, bineînțeles, că n-am putut să mă abțin de la dulciuri. Dar o să vedeți imediat toate mesele pe care le-am mâncat săptămâna aceasta. Dacă sunteți pregătiți să vă luați doza de motivație și de inspirație, stați până la sfârșitul clipului. Vedeți toate mesele, pentru că este ceva extraordinar. Veți afla foarte multe informații prețioase când vine vorba de slăbit și vă veți motiva foarte tare. Iar mai încolo, la sfârșitul clipului, veți vedea și cântarul oficial, să vedeți cât am slăbit și săptămâna aceasta. Și apoi ne revedem aici să facem sfârșitul acestui clip. Bună dimineața! Începem a 17-a săptămână de slăbit din singura transformare live documentată din toată lumea urșilor, cu o linguriță generoasă de miere de rapiță pe care o să o pun în cafeluță aici să-mi o îndulcesc. Îmi place cafeaua dulce, iar mierea este extraordinară pentru că are mai puține calorii decât zahărul. Această miere de rapiță nu schimbă nici gustul cafelei și este foarte, foarte sănătoasă. O să începem ziua cu suplimentele mele apicole, cum v-am obișnuit deja. Aici avem păstură, pâinea albinelor. Avem 35% proteină în păstură, este extraordinar, o să mănânc și o linguriță. Mă ajută foarte mult cu masa musculară, să fiu sănătos. Acestea sunt singurele produse pe care le consum, singurele suplimente pe care le consum, pentru că noi avem o afacere de familie cu albine și sunt foarte, foarte sănătoase. Vă recomand și vouă să încercați dacă nu vă consumați deja, pentru că sunt foarte bune pentru organismul uman. Am făcut și coletele urșilor, coletele care au venit pe site-ul nostru www.mieretv.ro weekendul acesta. Vreau să vă mulțumesc tuturor care ați comandat, să le consumați cu plăcere. Vă așteptăm pe băiatul de la Fan Curier și în maxim 2 zile lucrătoare vor ajunge dumneavoastră acasă. Multă sănătate vă doresc tuturor. S-a făcut ora 11 urșilor și pentru micul dejun avem aici un cărnat. Avem 2 ouă alergate așa cu cărnatul prin tigaie. Avem foarte multe legume, după cum puteți vedea: ardei, roșii, castravete, ceapă roșie. Avem și niște cașcaval din ăsta de horezu. Ăsta are cam multe calorii, dar o să mâncăm puțin. Avem și pâine, o să mâncăm 2 felii de pâine. Și cam ăsta este micul meu dejun, după care trebuie să mă bag la treabă, pentru că trebuie să facem curățenia de Paști. Avem de tăiat și iarba, avem de făcut și curățenie prin casă. Trebuie să facem toate glasterele de flori, să le punem pe pervaz. Acolo sus la mine pe terasă avem vreo 30 de glaste, trebuie să le aranjăm. Am o grămadă de treabă, astăzi nu mă voi duce la sală. O să fac foarte multă treabă, o să fac foarte mulți pași și o să mergem mâine la sală. Poftă bună vă doresc și ne vedem la următoarea masă. S-a făcut ora 4 urșilor și avem aici niște fasole din asta de post. A făcut maica mea astăzi câteva boluri din acestea și mi-am luat și eu aici să mănânc. Numai că eu mi-am pus niște cârnați prăjiți pe deasupra, pentru că sunt carnivor și îmi place foarte mult carnea și se potrivește la fix cu fasolea asta. O să mănânc totul cu niște castraveți din ăștia murați. Sunt castraveți murați în saramură. Sunt foarte buni, îmi plac foarte mult. Îmi place foarte mult combinația asta. Aici avem niște pâine. Pâine din asta grâu întreg de la Velpitaru, pâine foarte bună. Poftă bună vă doresc tuturor. Nu cred că o să mănânc tot castronul ăsta, pentru că este destul de mare. O să mănânc cam jumătate din castronul ăsta și noi ne revedem la următoarea masă. Cam atât am mâncat urșilor, uitați cât a rămas. A fost extraordinar de bun. Gusturile se combină extraordinar de bine. Am întrebat lumea pe Instagram și pe Facebook. Am pus acolo la story-uri dacă se potrivesc cărnații prăjiți cu astfel de fasole de post și cu castraveți murați și toată lumea a răspuns că da. Și într-adevăr aveți dreptate, chiar se potrivesc. V-am ascultat și a fost o masă super bună, chiar dacă nu este de dietă. Vedeți cât de
mult ulei are sosul acesta, dar credeți-mă, este extraordinar și cărnații ăștia prăjiți au foarte multe calorii, dar asta este. Nu am mâncat foarte mult, m-am săturat, a fost o masă sățioasă. Nu uita să mă urmărești pe Instagram și pe Facebook la Miere TV, pentru că acolo postez mult mai des și facem mereu sondaje de opinie pe story-uri și vă întreb anumite chestii. Ia uitați, urșilor, am dus toate glasterele astea și astea nu sunt toate. Stați așa, să ajungem sus. Aoleu, sunt obosit. Am făcut și astăzi peste 20.000 de pași. La fel ca și ieri, chiar dacă a fost duminică, am băgat și ieri 20.000 de pași. Ia uitați câte glasuri am cărat astăzi. Am făcut la drumuri de jos din magazie de mi s-a urât. Maica mea le-a tăiat, le-a udat, le-a umplut cu pământ și eu le-am cărat pe toate. Ca să fac mult cardio și astăzi să arde multe calorii, pe ea dor și picioarele. Abia aștept să înflorească toate florile astea. Să vedeți ce frumos se schimbă aici. Cireșii au înflorit, pomii fructiferi de fapt au înflorit. Avem mai mulți pomi fructiferi. Am plantat acum câțiva ani cu taică-mă vreo 100-100 și de pomi. S-a făcut ora 7, urșilor, și dacă tot am vorbit de fructe, a venit momentul să mănânc niște fructe, pentru că astăzi nu am consumat deloc și știți bine că eu sunt adeptul fructelor, nu mi-e frică de fructoză, nu mi-e frică să le consum seara. Avem aici jumătate de kilogram de căpșuni, am luat caserole din acelea de jumătate de kilogram gata cântărită de la Carrefour, arată super bine, iar șeful meu bucătar îmi pregătește aici, mi le taie, mi le curăță frumos, iar eu o să mă duc sus să le mănânc la laptop. Ce bune sunt. S-a făcut ora 8 jumate, urșilor, și mi-am pus aici o mică gustare. Avem niște șorici. A început șef la cuțite și vreau să rânțăi așa în timp ce mă uit la emisiune. Aveți grijă cu șoriciul pentru că are foarte multe calorii. Este foarte bun el așa la gust, dar are și foarte multe calorii. Dacă vreți să cumpărați un șorici bun, îl găsiți la Carrefour. V-am mai arătat în clipurile trecute. Mi se pare extraordinar de bun. Eu n-am mâncat șorici mai bun ca asta. E sărat, e moale, e exact ce trebuie. Ia uitați, acum arată mai mult, nu? S-a făcut ora 10 jumate, urșilor. Mi-am luat de jos niște dovleac. Mi-am luat și din asta de pudincă proteică cu vanilie. O să o gustăm imediat și o să vă spun cum este. Dovleacul ăsta nu prea e dulce, așa că o să punem niște miere de salcâm pe el. Pentru că îmi place să fie dulce și mierea asta de salcâm se potrivește la fix cu dovleacul. Se combină foarte bine gusturile astea două. Haideți să mai punem o linguriță. Da, ăștia sunt ultimii dovleci pe care îi avem de anul trecut, de astă toamnă, de la noi din curte. Și ăsta nu a fost chiar așa dulce, de aceea pun miere. Nu i-am mâncat pe toți cu miere, pentru că unii au fost foarte dulci. Ok, ajunge. Haideți să desfacem budinca asta, să vedem ce gust are. Wow, cât de bună e și budinca asta de vanilie. Am mai mâncat de la Dr. Oetker decât din aia cu ciocolată. Dar din asta cu vanilie niciodată. E cremoasă, e ușoară, așa, are foarte multe proteine. Și pentru că este ultima masă înainte să mă bag la somn, este ultima masă de astăzi, chiar aveam nevoie de o servire cu multe proteine. Avem 40 de grame de proteine. Wow, și acum văd că are 77 de calorii pe 100 de grame, are mai puțin decât aia cu ciocolată, aia avea 83. Dovleacul are 30 de calorii pe 100 de grame, este foarte bun pentru diete, pentru că are foarte puține calorii. Mierea la fel este foarte bună, pentru că are mai puține calorii decât zahărul, este laxativă, diuretică, este super sănătoasă pentru organism. Asta este ultima masă pe ziua de astăzi, urșilor. Ne revedem mâine dimineață cu micul dejun. Să vedem ce mai mâncăm. Bună dimineața, urșilor. Haideți să pregătim repede cafeluța cu o linguriță de miere de rapiță. Să mâncăm și o linguriță de păstură, pâinea albinei, albinelor, pentru că trebuie să mă grăbesc, trebuie să mănânc, după aia să-mi pregătesc ghiozdanul pentru sală, să mergem să ne antrenăm și la ora 3 avem programare la vaccin. Trebuie să-mi fac a doua doză de vaccin astăzi. Este ora 9:30 acum, afară este urât, dar nu-i nimic, o să mergem la sală și o să ne antrenăm, o să facem bandă după aia, după antrenamentul cu greutăți. Ok, urșilor, haideți să facem micul dejun, s-a făcut ora 10, avem aici niște mușchiureți din ăsta super, super bun, crud uscat, am tăiat câteva feliuțe, avem două ciuperci, avem două ouă, o să facem o omlețică așa, avem niște cașcaval din ăsta de horezu, niște brânză din asta fermentată, avem multe legume, avem castravete roșii, ceapă, haideți să facem, să vedem cum arată rezultatul final. Și masa este servită, urșilor, ia uitați ce mișto arată, am tras la tigaie fără ulei ciupercile și mușchiul acesta, am bătut bine ouăle, le-am adăugat peste, am pus capacul, s-au umflat așa frumos, lângă am tăiat o grămadă de legume, pentru că este foarte important să mâncăm și multe legume. Acestea au multe fibre, vitamine, minerale și au foarte puține calorii. Ceapa, castraveții, roșiile, ciupercile de aici din omletă, toate au câte 30 de calorii pe 100 de grame. E fantastic, au foarte puține calorii. Iar aici avem brânză din asta sărată, da? O să mâncăm și cu două filițe de pâine integrală de la Velpitar, din aceea grâu întreg. Vă urez poftă bună. Este delicios, urșilor.
extraordinar de bun. Se combină foarte bine toate gusturile astea. De data asta am ales proteină slabă. După cum puteți vedea, n-am mai folosit cârnați sau jumări sau alte minunății de genul ăsta. Și avem foarte multă proteină. Și ouă are proteină, și carnea asta, și ciupercile, și brânza. Este o masă delicioasă, este o masă mare. O să-mi țină de foame până când mă întorc de la sală. După cum puteți vedea, nu trebuie să facem foamea când trebuie să slăbim. Pur și simplu trebuie să fim într-un deficit caloric. S-a făcut ora 12 urșilor și este momentul să plec la sală, așa că mi-am pregătit aici sucul meu de cătină cu miere, cu apă minerală. Este un energizant extraordinar, ne ajută foarte mult corpurile, ne ajută foarte mult sănătatea și imunitatea, pentru care foarte multă vitamina C. Acesta este produsul pe care îl puteți găsi pe site-ul meu, pe care îl consum zilnic, pulpă de cătină cu miere. Este un produs premium, este un produs 100% natural, vedeți cât de fain arată, are doar pulpă de cătină și miere. Mie îmi place să-l fac cu apă minerală, voi puteți să-l faceți și cu apă plată sau puteți să-l consumați așa 2, 3, 4 lingurițe în fiecare zi. Vă ajută foarte mult corpurile, vă dă foarte multă energie și vă mărește imunitatea.
ars 700 de calorii, mai puțin de o oră urșilor, pentru că am mărit puțin viteza, am băgat 4,5. Planul are înclinație 10, greutatea de 106 kg. Este un rezultat super bun și astăzi, am ars foarte multe calorii. M-a ajutat foarte mult și cătina asta cu miere, unul dintre cele mai bune produse apicole pe care le găsiți pe site-ul meu. Dacă vreți, puteți să comandați și voi să fiți puternici ca niște urși și să aveți antrenamente mai lungi și mai puternice. V-am pupat! Am făcut și doza a doua urșilor de vaccin, am făcut Pfizer-ul, acum trebuie să așteptăm 15 minute să vedem dacă avem reacții adverse și apoi mergem acasă să mâncăm. Tocmai am ieșit de la Kaufland, fraților, am venit să facem ultimele cumpărături înainte de Paști și mi-am luat un Oreo din asta, fresh așa, milk snack, n-am mâncat niciodată. Haideți să vedem câte calorii are. Mamă, la 100 de grame de produs are 510 calorii, vai de capul meu, dar ăsta are 30 de grame și are 153 de calorii. Vai de capul meu, ce mult are. Haideți să vedem cum este. Da. E bun. E super bun. Mamă, ce bun e. De asta ne îngrășăm, pentru că produsele astea sunt foarte gustoase și n-ai cum să te limitezi decât la unul. Dacă îți cumperi mai multe, e imposibil să te oprești decât după ce mănânci vreo 5-6, poate chiar mai multe. Și așa luăm 1000 de calorii și ne întrebăm de ce ne îngrășăm și nu putem să slăbim. Pentru că oricât de mult sport ai face, dacă mănânci câte 5-6 din astea pe zi, tot nu ai cum să arzi atâtea calorii. S-a făcut ora 4:30, urșilor, mi s-a făcut foarte foame, de-abia acum am ajuns acasă pentru că am fost și la cumpărături, am fost și la vaccin. Avem aici fasole bătute de post cu maclavaz din ăsta pe deasupra, aici mi-am prăjit niște cârnați, două filuțe de pâine integrală, castravete murat, Pepsi Zero cu zero zahăr. Nu o să mănânc toată fasolea asta, vă dați seama, pentru că este de mai castronul, dar o să mănânc și eu ceva din ea, probabil că jumătate sau... Cam așa arată a doua masă pe ziua de astăzi, poftă bună vă doresc tuturor! Și ne vedem la următoarea masă. Gata, urșilor, am terminat de mâncat. Cam atât a mai rămas. Am mâncat până să mă satur. Nu mai pot să mănânc chiar așa mult la o singură masă. Mâncarea asta este destul de grea și destul de bogată în calorii, pentru că vedeți, sunt lucruri grase. Și mă satur mult mai repede. Vreau să vă spun că a fost delicios combinația asta de fasole cu maclavaies și cu cârnați din ăștia prăjiți foarte buni, castraveți murați și cu pâine. Este extraordinară. Și acum o să meargă la fix acest Pepsi Zero. Măcar ăsta nu are calorii. Ăsta e singurul care nu are calorii. S-a făcut ora 8 urșilor și am făcut aici cartofi prăjiți. N-am mai mâncat cartofi prăjiți, cred că de jumătate de an. Avem cartofi prăjiți cu ketchup, cu sos de usturoi din ăsta de la Tommy. Ketchup picant, sos de usturoi. O să stingem totul cu un Pepsi din ăsta Zero, Pepsi Max cu zero zahăr. Iar aici lângă avem o ceafă din aceea de la Kaufland, am cumpărat astăzi. Din aceea marinată într-o chestie roșie, așa, nu știu exact în ce e, dar este foarte bună. Abia aștept să mănânc masa asta, pentru că n-am mai mâncat așa ceva de foarte mult timp. Vă urez poftă bună tuturor. Urșilor, este extraordinar. Prima dată când mănânc anul acesta așa ceva, super, super bun. Deci nu vă puteți imagina cât de bun este. Mai ales pentru mine, pentru că am mâncat de foarte mult timp. Este o combinație extraordinară, este mai bună decât în oraș, credeți-mă. Se potrivește la fix sosul ăsta de usturoi, cu cartofi, cu ketchup, cu ceafa asta delicioasă. Aici șeful bucătar mi-a pregătit desertul. Avem jumătate de kilogram de căpșuni. Asta o să fie desertul meu după ce o să termin, o să-l iau sus la laptop. Iar masa asta o mănânc fără pâine, pentru că avem cartofi. Unele persoane știu că mai mănâncă cartofi cu pâine, însă eu când mănânc cartofi nu mănânc pâine. Hai să mai fac alte porții de cartofi, dar mi-ajunge porția asta. Trebuie să mănânce și ai mei, să-și facă și ei. Gata, vă las, vreau să savurez masa asta și ne vedem la următoarea masă. S-a făcut ora 11 noaptea, urșilor, și pentru ultima masă avem aici niște dovleac copt pe care o să-l îndulcim cu două lingurițe de miere de salcâm. Miere din asta super bună, premiată la târgurile naționale și internaționale apicole. Este o miere extraordinară, super calitativă, 100% naturală. Puteți să o comandați și voi de pe site-ul meu. Dacă nu aveți o sursă de încredere, are un preț foarte bun, este 40 de lei borcanul și veți primi reducere 10% la următoarea comandă din valoarea totală a comenzii, da? Așa că eu zic să profitați și să comandați, pentru că nici nu știți ceea ce pierdeți, este o miere extraordinar de bună. Haideți să mai punem o linguriță. Dovleacul ăsta nu este prea dulce și de-aia trebuie îndulcit bine de tot, că altfel nu pot să mănânc. Iar aici avem proteina, da? Proteina de la ultima masă. Avem o budincă Dr. Oetker cu 30 grame de proteină. N-am mai mâncat niciodată, ci că e griș cu lapte ăsta, proteic.
Ia uitați câte calorii are, 79 de calorii pe 100 grame. Deci are foarte bine, foarte puține calorie. Urșilor am terminat dovleacul ăsta de mâncat. Acum am trecut la grișul ăsta cu lapte. Ce să zic, este bun, este dulce, este tare, vedeți? E mult mai tare decât budinca aia de aseară de vanilie. Este foarte dulce, este foarte bun așa la gust, numai că textura e puțin ciudată. E o textură așa granulată, ca să zic așa, nu e chiar foarte fină, cum este o budincă, dar este ok. Ca să vă spun preferința mea, rămân tot la budinca de cacao. Le-am luat pe toate săptămâna aceasta, am vrut să le testez și pe acestea două, dar de acum o să-mi iau budinca de cacao pentru că mi se pare cea mai bună. Și pentru că eu sunt fan ciocolată. Bună dimineața, urșilor! Haideți să facem aici cafeluța cu miere pentru că trebuie să ne trezim. M-am trezit mult de dimineața astăzi, este ora 8. Cafeaua asta împreună cu mierea mă va ajuta să mă trezesc mai bine. Mierea este foarte sănătoasă, foarte bună, are și mai puține calorii decât zahărul. Plus de asta, mie nu-mi place cafeaua amară. O să mai mâncăm și niște păstură și apoi trebuie să ne luăm micul dejun. Afară este urât, plouă, așa că nu mă pot antrena în aer liber, dar o să mă duc la sală mai încolo și o să tragem. O să facem picioare astăzi pentru că mă cam doare umărul de ieri de la vaccin și după ce facem antrenamentul de forță cu greutăți pentru picioare, o să facem și o oră de cardio, să mai ardem 700 de calorii, la fel cum am ars ieri. S-a făcut ora 10, iar pentru micul dejun mi-am pregătit aici două feliuțe de pâine de secară, cu două feliuțe de cașcaval din ăsta boschetar la țiplă. Am pus patru feliuțe de pastramă din asta de porc, afumată, și lângă am pus foarte multe legume, roșii, cherry și castravete. Am vrut să fac și două fierte, dar n-am mai avut chef să mai stau după ele, așa că o să mănânc fără ouă. Micul ăsta dejun este foarte rapid, l-am făcut foarte, foarte repede, în 2 minute. Este foarte gustos, este foarte hrănitor, avem și grăsimi și proteine și carbohidrați și legume, vitamine, minerale, fibre, tot ce trebuie, avem și fructe, da, avem și o banană. Încercați să puneți multe legume pe lângă, cât puteți voi să mâncați, da, nu încercați să vă faceți două feliuțe așa de pâine și să puneți două feliuțe de castravete, da, peste, de exemplu așa. Ca să puneți mai multe legume, da? Deci nu așa. Puneți, fraților, puneți multe legume pe lângă, să fie cât mai multe legume. Nu aruncați 3 feliuțe de castravete așa la mișto peste sandwich, pentru că dacă vreți să fie cât mai sănătos și să vă umpleți stomacul, trebuie să puneți foarte multe legume, pentru că acestea au foarte puține calorii. Când a fost jos să-mi pregătesc micul dejun, am vorbit și cu maica mea, cu șeful meu bucătar, a zis că de mâine o să-mi pregătească toate mâncărurile, pentru că ei vineri o să plece în vacanță în Bulgaria. Așa că de mâine o să intrăm puternic în mâncăruri tradiționale, mâncăruri destul de bogate în calorii, dar o să vedeți că am găsit alternative să le facem mai slabe în calorii. S-a făcut ora 11 jumate, urșilor, și vreau să mănânc o înghețată. Sau cred că o să mănânc două. După cum vedeți, mi-am făcut stocul de la Kaufland de data asta. Asta are 200 de calorii. Parcă stai să ne uităm din nou. 162 de calorii. Ia uitați. Super tare. Asta pe băț este super bună, urșilor. Este micuță, dar este foarte bună. Nu sunt nici scumpe înghețatele astea. Ca și cele de la Lidl, sunt făcute de cei de la Kaufland acestea și costă 10 lei un box din ăla. Asta la cornet, urșilor, este și mai bună. Mi-mi place foarte mult asta la cornet. O să terminăm de mâncat și înghețata asta și apoi ne pregătim de sală. Urșilor, am trecut pe la apartament să plătesc facturile. Avem o vecină care ne plătește asociația și astea. Ia uitați câte plicuri au venit. Oricum, acum sunt mult mai ieftine facturile. Am plătit decât 90 de lei pe lună și așa am plătit și luna trecută. De când nu mai stă nimeni aici, e mult mai bine pentru că înainte plăteam câte 5 milioane iarna. Și când venea regularizarea, mai plăteam încă 10-15 milioane. Deci am scutit vreo 30-40 de milioane iarna asta pentru că am stat la Băbeni cu părinții mei și este foarte bine. Așteptam să vină căldura, să vedem, poate ne mutăm înapoi la apartament, dar sincer nu prea am ce să fac pe aici. E nasol să stai închis în apartament, chiar dacă am apartamentul mare cu 5 camere, credeți-mă, e nasol. Mult mai frumos să stai la țară, să ai curte, să te poți plimba, să te joci cu câinii și așa mai departe.
S-a făcut ora 4 ori și lor am venit de la sală și avem aici o ciorbă proaspătă făcută de șeful meu bucătar chiar astăzi. Avem foarte multe perișoare, avem foarte multe legume, verdeață. O să mănânc cu niște din ăsta, niște ardei din ăsta în oțet, cu o feliuță sau două de pâine, din asta greu întreg de la Velpitar. Și aici maica mea îmi taie pepenele. Haide, să-l vedem. Unde te uiți? Haide să vedem cum arată. Wow, cât de bine arată. Cred că e al șaptelea pepene de anul acesta și arată superb. Asta o să fie desertul meu. O să-mi taie vreo două, trei felii din astea, o să-mi umple un bol și o să-l iau sus la mine la laptop după ce termin de mâncat ciorba. Da, arată superb. Și miroase super bine. S-a făcut ora 6 urșilor și mie mi s-a făcut iarăși foame. Mai am aici o bucată de ceafă, luată de ieri de la Kaufland. Am făcut-o noi în tigaie, fără ulei. Bine, are ea suficient de grăsimi și a lăsat la grăsimi în tigaie de ceafă din aceea marinate, foarte bune, foarte gustoasă. Și lângă, ca și garnitură, avem salată orientală. Am făcut maica mea aici un bol întreg de salată orientală. Mi-am pus și eu două palete din astea. O să mănânc fără pâine. Iar noi ne vedem la următoarea masă. Am terminat de mâncat urșilor, vreau să vă mai arăt cât a rămas din salata asta. Nu sunt așa mare fan salată orientală, dar a fost bună, a intrat bine, mi-era foame. În schimb, carnea am mâncat-o pe toată pentru că sunt carnivor mare. Aici avem și o sticlă de Pepsi Max, fără zahăr. După cum vedeți, m-am șmecherit, beau acum la sticlă de sticlă. Mi se pare mai bun asta la sticlă de sticlă, chiar e ok și nu e deloc scump. Țin minte când eram mic, prin anii 90, era atât de scump sucul ăsta la sticlă de sticlă, vai de cap meu, foarte greu să permiteai să-ți cumperi. Și la desert avem o înghețată urșilor, asta este alt model, alt tip de înghețată, este cea mai bună de până acum, are crusta asta, e ciocolată, este super, super bună. Cineva mănâncă cozonac mâine, ia uitați urșilor, ce pregătește mama Sita aici, abia aștept și o să mănânc și salată beef și drob, o să facă și ouă, abia aștept. Iar aici am pregătesc o pizza eu, cu blat din ăsta de pâine. Am bătut un ou, l-am amestecat cu niște suc din ăsta de ardei, cu puțin ketchup, l-am bătut bine, am dat pâinea prin ouă. Rețeta o aveți pe canalul acesta de YouTube, puteți să o vedeți. O să revenim imediat cu când se face pizza, după ce se face, să vă arăt cum a ieșit. Gata, urșilor, am scos pizza de la cuptor, ia uitați ce frumos arată. Arată superb. O să punem niște ketchup din ăsta picant peste și apoi mergem la mine sus la laptop să o mâncăm. Ne vom vedea mâine dimineață să mâncăm cozonac cald, proaspăt. Bună dimineața! Astăzi șeful meu personal îmi pregătește mâncarea tradițională românească de Paște, salată băf, cozonac, friptură de miel, drob și ouă roșii. Vor urma câteva zile în care voi mânca numai preparate tradiționale urșilor, dar voi încerca să slăbesc și săptămâna asta să fie a 17-a săptămână consecutivă în care slăbesc și să continuăm singura transformare corporală live documentată din toată lumea. Astăzi o să vă dau cele mai șmechere ponturi pentru slăbit cu mâncare tradițională și astfel veți putea mânca pe săturate și veți învăța cum să pregătiți, la fel cum am învățat-o și pe mama, iar gustul să rămână același. Dacă urmați sfaturile mele, economisiți mii de calorii în câteva zile și veți trece de sărbători fără să vă îngrășați, ba chiar veți reuși să slăbiți. Dar mai întâi, haideți să pregătim cafeaua cu o linguriță de miere de rapiță, pentru că aceasta nu schimbă gustul cafelei, este foarte sănătoasă pentru organismul uman și are mai puține calorii decât zahărul. Voi mânca și o linguriță de păstură, pentru că aceasta conține peste 30% proteină. Proteină completă de cea mai bună calitate urșilor, conține toți cei 9 aminoacizi esențiali și mă ajută foarte mult să pun masă musculară și să fiu sănătos. Dacă mă urmăriți, știți deja că eu consum zilnic produse apicole pentru că mă ajută să fiu sănătos și puternic ca un urs, iar aici este locul unde puteți vedea singura dietă din lume bazată pe produse apicole și singura transformare live. Wow, ia uitați urșilor, s-a făcut ora 11 și am coborât să mănânc ceva pentru că mi-este foame, iar primul lucru văd că maica mea a început cu cozonacii. Ăștia doi din mijloc, cică stai mei, pentru că i-am zis să-mi facă pentru mine, i-am zis să-mi facă fără nucă. De ce fără nucă? Pentru că, în primul rând, îmi vine înapoi nuca. Când mănânc cozonac cu nucă, tot timpul îmi vine înapoi și am observat că este de la nucă. Am o sensibilitate, am niște arsuri așa de la nucă. Și, în al doilea rând, pentru că nuca îngrașă foarte mult. Nuca are 650 de calorii pe 100 de grame. Vă dați seama, 650 de calorii pe 100 de grame, asta înseamnă că dacă bagi vreo 300 de grame într-un cozonac de nucă, consumi vreo 2000 de calorii în plus.
Așadar, dacă vreți să economisiți calorii și nu știți cum, și nu țineți neapărat să mâncați cozonacul cu nucă, puteți să scoateți nuca din cozonac și economisiți 2000 de calorii la un singur cozonac. Vă dați seama, 2000 de calorii economisite în câteva zile, în 2-3 zile, cât vrea să mâncați un cozonac. Asta este un pont foarte tare, poate nu v-ați gândit la el, dar credeți-mă, este foarte simplu de făcut și de urmat. Bine, acum vor fi oameni care vor ține morțiși să mănânce cu nucă. Nuca este sănătoasă într-adevăr, dar are multe calorii și sfatul meu este să încercați să puneți mai puțină sau chiar deloc dacă puteți. Mamă, cât de bun e! Cât de moale e! După cum vedeți, la micul dejun am 3 felii. Nu este frică să mănânc pentru că aceștia sunt făcuți fără nucă, după cum v-am zis. Au mult mai puține calorii și așteptam de foarte mult timp ziua asta. Cozonaci mănânc decât de Paști și de Crăciun. Iar maica mea îi face foarte buni, foarte gumoși așa, exact cum îmi plac mie. Vedeți? Fix 700 de calorii și mai am 30 de secunde dintr-o oră. Pentru că mi-am băgat o oră și cronometrul este descrescător, avem plan înclinat de 10, viteză 4, greutatea de 106 kg și de aceea ard foarte multe calorii. S-a făcut ora 3:30, am venit de la sală și mi-este foarte foame, iar aici este salata Beof, asta este salata mea, aici o să ia să ducă la rudele de la Buzău, aici am făcut niște ouă roșii. Haideți să vedem cum e salata asta, pentru că am făcut-o cu maioneză din aceea Hellmann's Light, care are cele mai puține calorii. M-am uitat la toate maionezele și maioneza Light de la Hellmann's are decât 280 de calorii. N-am găsit maioneză cu mai puține calorii decât aia. Foarte bună e. Aia și foarte, foarte bună. Abia aștept să mănânc pentru că mi-este foame. Uitați, asta e maioneza. Maioneza are 280 de calorii. Și asta este încă un truc pe care puteți să-l folosiți. Gustul este extraordinar de bun. Economisiți 400 de calorii dacă folosiți maioneza asta. 400 de calorii la 100 de grame. La 100 de mililitri de maioneză, vă dați seama? Și dacă folosiți jumătate de kilogram, economisiți 2000 de calorii. Dacă folosiți un kilogram, economisiți 4000 de calorii. Dacă vă faceți așa o farfurie, un platouaj, da? Și puneți un borcan din ăsta. Deci la jumătate de kilogram, la un platouaș, economisiți 2000 de calorii. Și fantastic. Ce poate să fie mai bine de atât? Să economisești 2000 de calorii, plus încă 2000 la un cozonac. Și astfel ai economisit 4000 de calorii în 2-3 zile. Mănânci un cozonac, mănânci un platouaș de salată Beof. Hai să vedem cu ce mâncăm. Mâncăm cu niște ouă pentru că drobul nu este gata. Fritura de miel nu este gata. Nu am carne. Bine, salata asta conține niște carne, niște piept de pui. Eu vreau mai multă carne pentru că ați văzut astăzi de dimineață, n-am mâncat carne, am mâncat decât cozonac și
Practic, am mâncat așa cam haotic, am sărit peste prima masă cu proteină. Noroc că am mâncat atunci când m-am trezit, am mâncat niște păstură și aceea are foarte multă proteină și este foarte bună pentru stomac. Haideți să-mi pun o farfurie, să-mi fac o porție și să vă arăt. Ok, mi-am pus cam atâta, o porție destul de mare de salată boeuf. Avem și două ouă, nu sunt din acelea roșii, sunt normale, fierte. Deci este extraordinară salata asta, credeți-mă. Avem aici și proteină, avem tot ce ne trebuie. Haideți să mâncăm. Preferam să fie și niște cărniță, dar asta e. Dacă șeful bucătar nu a făcut, a făcut foarte multă salată boeuf. După cum puteți vedea, a făcut 200 kg de salată și a luat foarte multe ore să toace atâtea destea. Da, foarte bună. Deci maioneza asta de la Hellmann's e extraordinară și economisesc foarte multe calorii. Și atât de simplu, adică nu-i schimbă gustul deloc, este foarte, foarte bună. Gata, vă las, mă bag să mănânc pentru că mi-este foame. Stați așa, că am uitat să vă zic ceva. În salata boeuf, foarte multe sunt legumele, da? Deci în proporție de 80-90% avem legume. Salata boeuf este foarte bună. Foarte multe legume fierte, adică nu are de ce să nu fie bună. Singurul lucru pe care o strică pe salată este maioneza, pentru că are foarte multe calorii, pentru că este numai grăsimea acolo în maioneză, da? Și practic 10% care o reprezintă maioneza are de două ori mai multe calorii decât are cealaltă parte de 90% care o reprezintă legumele. Legumele au 30 de calorii pe 100 de grame, maioneza are 700 de calorii pe 100 de grame. Maioneza normală, da? Nu asta folosită de noi. Deci practic 100 de grame de maioneză este echivalentul la 2 kg de legume. Vă dați seama? 2 kg de legume, care au 30 de calorii pe 100 de grame, înseamnă 600 de calorii. Și 100 de grame de maioneză are 700 de calorii, da? 680 de calorii. Deci asta este singura parte nașpa la salata boeuf, maioneza. Și de aceea, dacă folosiți trucul acesta să înlocuiți cu maioneză light, asta de la Hellmann's, pentru că asta are cele mai puține calorii, credeți-mă, le-am verificat pe toate. Mai sunt și pe la Kaufland alte maioneze light făcute de ei și așa mai departe, dar le au vreo 400 și ceva de calorii. Asta e singura care am găsit-o sub 300 de calorii, 280 de calorii. Deci dacă folosiți maioneză light, v-ați scos, pentru că puteți mânca mai mult sau puteți mânca la fel, puteți mânca normal, fără să vă simțiți vinovați, fără să vă îngrășați. Și bineînțeles să faceți și sport, să faceți mișcare, dar nu trebuie să vă duceți neapărat la sală în zilele de Paște, în zilele de sărbătoare, dar puteți să vă plimbați. Faceți o oră, două de mișcare prin curte, prin afară, vă plimbați o oră, două și este extraordinar, ardeți peste 500 de calorii. Și astfel nu vă veți îngrășa de sărbători. E foarte simplu. Wow, urșilor, s-a făcut trup, în sfârșit. Haideți să mâncăm ceva, că s-a făcut ora 8, să ne punem niște salată, trebuie să o punem și pasta mea, niște boluri. Ai mei și-au făcut cu maioneză. Ia uitați aici câte ouă a folosit maica mea la maioneză. Da, foarte multe ouă, ei nu vor să slăbească. Lor le place să fie obezi. Ia uitați aici, uitați-vă cât ulei a pus. Bă, fraților, uitați cât ulei înghite maioneza asta, e ceva de speriat. De aceea vă zic că maioneza light este mult mai bună. Și să ascultați sponturile mele. Pregătim masa și revenim imediat. Ok, urșilor, haideți să ne punem la masă. De data asta avem și drob. În sfârșit avem și drob. Îmi place foarte mult drobul. Dar să știți că drobul nu este atât de periculos. Drobul este chiar bun. De ce? Pentru că este făcut din ficat. Bine, asta dacă nu puneți voi foarte multe grăsimi în plus. Da? Conține foarte mult ficat și foarte mult ou. Și drobul este o mâncare foarte bună. Chiar dacă este o mâncare tradițională, este foarte bună pentru slăbit. Nu are multe calorii, are proteină foarte multă. Ficatul este o proteină foarte slabă și foarte bună, da? Foarte calitativă. Așa că la drob nu avem probleme. Iar la carnea de miel, care încă nu este gata, ce vă pot recomanda este să o fasonați bine, să îndepărtați grăsimea și la fel nu aveți probleme, da? Mâncați 2, 300, 400 de grame la masă, că doar nu să mâncați 1 kg. Problema foarte mare este aici la salată și la cozonac. Așadar, vedeți, am pus aici într-un bol din ăsta, deci e imposibil să nu mâncați un bol din ăsta în 2-3 zile de salată și ați economisit 2000 de calorii. Iar la cozonac la fel, este imposibil să nu mâncați un cozonac în 2-3 zile. Încă 2000 de calorii. Ați economisit 4000 de calorii. 4000 de calorii în câteva zile. Haideți să ne băgăm să mâncăm. Ia să vedem aici. Mi-am pus muștar. Să luăm două bucăți din astea de drob. Mai îmi completez eu după aia dacă mai vreau. Ci că nu s-a răcit încă, dar nu e nicio problemă. Îl mâncăm și călduț. Așa, și să ne punem și niște salată boeuf. Ia să vedem câtă punem. Cam așa arată masa mea de la ora 8, plus desertul pe care o să-l iau sus la laptop. În sfârșit, prins-o de la jumătatea cozonacului, că de dimineață am prins capul și nu era așa multă umplutură. Ce ziceți? Arată bine umplutura asta. Delicios. S-a făcut ora 11 noaptea, urșilor, și avem aici două banane, pentru că mi-am dat seama că astăzi n-am mâncat deloc fructe. Iar aici avem un baton proteic.
Asta este ultima masă pe ziua de astăzi. O să mănânc și un baton proteic pentru că acesta are 20 grame de proteină și bananele nu au proteină. Poftă bună tuturor și somn ușor. Ne vedem mâine dimineață să vedem ce mai mâncăm. Dar probabil o să fie cam același meniu pe care l-am avut și astăzi, pentru că avem foarte multă mâncare gătită, foarte multă mâncare tradițională și trebuie să o mănânc ușor, ușor. O să avem 4-5 zile în care o să mâncăm cam aceleași lucruri. Probabil că o să-mi ajungă și săptămâna viitoare din această mâncare și să sperăm că o să slăbesc. Maia, nu mai deschide ușile, mi-e frig. Maia! Bună dimineața, urșilor! Începem și ziua de astăzi cu suplimentele mele apicole. Ia uitați, avem aici păstură. I-am pus în palmă, ne-am pus cam o linguriță jumătate. Foarte bună. Și vom pune și o linguriță de miere, de rapiță, da? În cafea. Pentru că îmi place cafea dulce și pentru că mierea este foarte bună pentru organism. Are și mai puține calorii. Hai să bem cafeluța să mă trezesc și apoi să mergem jos să mai mâncăm niște salată beof, niște drob, niște ouă, o să vedem ce avem pe acolo. Haideți să mâncăm micul dejun, urșilor, s-a făcut ora 11. Haideți să luăm aici o bucățică din asta de drob. Am acazi. Aici văd că a prăjit mai niște cârnați. Haideți să luăm și noi un cârnat din asta, pentru că mi-este poftă de cârnat. Și să luăm niște salate din asta, cu maioneză light. Ia să vedem. Așa, mi-am pus aici două furculițe din astea mari de salată, da? Avem și un cârnat, o să mâncăm cu o feliuță de pâine, adică un colț de pâine din asta, de la Velpitar, pâine integrală de secară. Cam așa arată micul meu dejun, poftă bună vă doresc tuturor. Astăzi nu cred că mai mă duc la sală, o să fac vreo 2-3 ore de mers pe aici prin curte și să încercăm să scoatem cântarul mâine, pentru că mâine este sâmbătă, ne vom cântări și am emoții, am mâncat destul de mult. Am mâncat tot ce mi-am dorit. S-a făcut ora 1, urșilor, și mi-am luat aici două felii de cozonac. Ia uitați ce mișto arată cozonacul ăsta. Abia aștept să mănânc pentru că am poftă de ceva dulce. S-a făcut ora 4, urșilor, și avem aici o ciorbiță de perișoare cu multe legume. Ia uitați câte perișoare mi-am pus aici. Cred că am vreo 14 perișoare. Ia uitați cât de bine arată, cât de multe legume sunt. Am și degresat ciorbița pentru că se strânsese foarte multă grăsime pe acolo, pe deasupra, în oală mă refer. O să mănânc totul cu o feliuță de pâine. Avem pâine din asta foarte bună de la Velpitar, grâu întreg. Este o pâine chiar foarte, foarte bună, are multe proteine și ea. Avem aici o grămadă de proteine, o grămadă de legume, cât se ne ajungă pentru vreo 4 ore. Așa că noi ne revedem la următoarea masă. Poftă bună! S-a făcut ora 8, urșilor, ia uitați ce avem aici. S-a făcut cărnița. Haideți să-mi pun și eu să mănânc niște cărniță din asta de miel, pentru că mănânc decât o singură dată pe an, fraților. Și mie îmi place mielul, adică dacă nu miroase, dacă nu e puturos, chiar îmi place. Ia uitați. Ia uitați câtă bucată mi-am pus și bineînțeles mi-am pus și salată beef, pentru că salata beef merge la orice garnitură, ca și garnitură, pardon, merge la orice proteină. Salata beef practic se mănâncă cu absolut orice. Mai puțin goală. Mie nu prea îmi place să mănânc goală. Îmi place să mănânc foarte mult cu carne, cu drob, orice, absolut orice tip de carne, cu cârnați, nu se pune problema. Asta este masa de la ora 8, urșilor. Vă urez poftă bună și ne revedem la următoarea masă, dacă mai mănânc. Să vedem. Și o să sting totul cu o sticlă din asta de suc, de Pepsi Max, fără zahăr, da, fără calorii. La sticlă de sticlă, vedeți, m-am șmecherit deja. Poftă bună încă o dată, vă doresc. Cred că așteaptă și Maia să mănânce oasele astea, abia așteaptă să-i le dau. Deci, urșilor, este foarte bună carnea asta și foarte fragedă. Se desprinde după os, efectiv. Este extraordinară și nu are miros deloc, deloc, deloc de oaie. Dacă vreți să nu aibă miros de oaie, trebuie să o țineți într-un baiț din vin, cu măghiran, cu niște usturoi și nu aveți probleme cu ea. Este foarte bună asta. Da, foarte bună a ieșit. Extraordinară și pe aici pe sus e un pic crocantă. Da, carnea de miel este un pic mai grasă decât celelalte tipuri de carne, dar oricum ați văzut că mănânc foarte mult porc, așa că nu prea îmi place mie puiul, mai mănânc curcan așa, dar foarte rar. Pește la fel foarte rar. Preferata mea este carnea de porc, iar asta nu este mai grasă decât carnea de porc, este cam la fel. După ce că mâncăm o dată pe an, fraților, carne de miel, ar fi culmea acum să nu mai mâncăm carne de miel o dată pe an, pentru că suntem la dietă și vrem să slăbim. Pe bune acum, credeți că dacă mâncați câteva sute de grame de carne de miel o dată pe an, asta vă îngrașă pe voi? Haideți să fim serioși. Urșilor, s-a făcut ora 11 noaptea, este timpul pentru ultima masă a zilei. Haideți să-mi iau de aici o budincă din asta, de la Dr. Oetker, cu ciocolată. Are 40 de grame de proteină. Haideți să mergem sus, o mână la laptop. Asta este ultima masă pe ziua de astăzi, urșilor. Ne vedem mâine când ne vom cântări. Ne vom vedea dimineață cu cântarul oficial, să vedem dacă a reușit să slăbim sau ne-am îngrășat.
O poftă bună, vă doresc și noapte bună. Ok, urșilor, haideți să vedem, a venit momentul adevărului, haideți să vedem câte kilograme am. Este sâmbătă astăzi, este ultima zi, din săptămâna 17, am mâncat multe mâncăruri tradiționale și totuși am slăbit 105,8. Super bine, nu vine să cred. Super, super fain. Chiar am mâncat tot ce am vrut săptămâna aceasta, ați văzut? Ia uitați, 105,8. Este fantastic. Este fantastic. Am mâncat și multe dulciuri, am mâncat și multe mâncăruri tradiționale, pentru că mâine este Paștele și maica mea mi-a făcut de săptămâna asta, mai devreme, mi-a făcut mâncare. Ia uitați, 105,8. E super bine. Sunt 300 de grame față de săptămâna trecută. Haideți să mergem sus, să scriem pe foaia mea, să facem începutul și sfârșitul acestui clip. Ia uitați, urșilor, am scris aici 105,8 kg. Este un rezultat foarte, foarte bun și săptămâna aceasta este a 17-a săptămână consecutivă în care reușesc să slăbesc în această perioadă a patra de slăbit, pe care am început-o pe 3 ianuarie 2021. Dar dacă vreți să vedeți toate perioadele de slăbit, puteți să le găsiți în seria Autoslăbește, chiar pe acest canal, pentru că am început de pe 7 ianuarie 2019 de la 146 de kilograme. Trebuie neapărat să intrați și să vedeți toate clipurile de când am început să filmez perioada mea de slăbire, transformarea mea live, să vedeți cât de gras eram atunci. Urșilor, încă un rezultat extraordinar și săptămâna aceasta este a 17-a săptămână consecutivă în care reușesc să slăbesc. Este fantastic, este super, super bine. Deja încep să intru la apă, deja mă simt mult mai mic, mă simt mult mai bine, sunt mult mai vioi, mult mai activ. Ca să slăbesc 300 de grame săptămâna aceasta înseamnă că a trebuit să fiu într-un deficit caloric de 300 calorii în fiecare zi. Dacă nu vi se pare mult acest deficit, înseamnă că ați sărit peste tot clipul, înseamnă că ați sărit și n-ați văzut mesele de săptămâna aceasta, urșilor. Trebuie să dați neapărat înapoi și să vă uitați la tot clipul, să vedeți toate mesele, pentru că am avut foarte, foarte multe mese bogate în calorii, bogate în grăsimi. Am mâncat foarte multe mâncăruri tradiționale, am mâncat foarte multe deserturi, foarte multe dulciuri și cu toate astea am reușit să slăbesc. Așa că înainte să comentez că am slăbit prea puțin, că am fost într-un deficit caloric prea mic, mai bine ai dat în spate și te-ai uitat la tot clipul să vezi ce am mâncat. Și vreau să vă încurajez pe toți urșilor să nu slăbiți foarte mult, să nu slăbiți mai mult de un kilogram, pentru că îmi scria un băiat în comentarii acum câteva zile la un clip, la clipul de săptămâna trecută, da, că ai slăbit foarte puțin 800 de grame, că eu slăbesc 4-5 kg într-o săptămână, bla bla. 4-5 kg poți să slăbești decât în prima săptămână, atunci când te apuci de slăbit și ești foarte, foarte gras, ești obez, după care slăbirea o să se încetinească. Și vă zic, nu este deloc bine să procedați așa, să slăbiți foarte repede, pentru că vă veți pierde foarte multă masă musculară, vă veți pierde toți mușchii. În momentul în care ești într-un deficit caloric atât de mare, îți vei pierde absolut toată masa musculară. Iar aici pe acest canal eu vreau să construiesc masă musculară în timp ce slăbesc, de aceea îmi trebuie un deficit caloric mic. Plus de asta, dacă vei slăbi foarte repede, pe lângă faptul că îți vei pierde masa musculară, îți vei duce rata metabolică în cap, metabolismul tău se va încetini foarte tare, vei arde din ce în ce mai puține calorii și nu este sănătos, îți vei da peste cap toți hormonii și nu vei putea ține dieta pe o perioadă foarte lungă de timp, nu vei putea susține toată viața să-ți faci un stil de viață sănătos. Vei slăbi foarte mult, vei slăbi 30-40 de kilograme în 10-12 săptămâni, după care vei renunța, vei pune la loc poate chiar mai multe kilograme decât ai slăbit inițial și vei face așa yo-yo dieting toată viața, ba slăbești, ba te îngrași și este foarte nociv pentru corpul tău. De unde știu asta? Pentru că asta am pățit eu toată viața, credeți-mă. Am urmat aproape toate dietele care există pe planeta asta și vă zic că nu sunt bune. Vă recomand să țineți dieta pe care o puteți susține toată viața. Să mâncați ce vreți voi, să aveți grijă la numărul de calorii, să fiți într-un deficit caloric, pentru că astfel veți slăbi, fiind într-un deficit caloric și nu foarte mare, da, după cum am spus. Dacă nu știți câte calorii au alimentele pe care le consumați, nu este nicio problemă, folosiți o aplicație. Băgați acolo în aplicație și vedeți câte calorii au. Și de asemenea, fiți atenți la proteină. Dacă vreți să construiți și masa musculară, trebuie neapărat să înregistrați și proteina. Restul macronutrienților nu contează. Chiar dacă folosiți o aplicație și vă arată acolo câte grăsimi ați consumat, câte grame de carbohidrați, alea sunt prostii, alea nu vă interesează. Vă interesează decât proteina pentru a construi masă musculară, da, să fie de 2 grame pe kilogram corp, mai mult de atât nu avem nevoie, și numărul de calorii, să fiți într-un deficit calorii pentru a putea slăbi. Asta e tot ce vă interesează. Eu nu mai îmi calculez niciuna, nici alta, pentru că deja știu ce mănânc, știu câte grame de proteină au alimentele pe care le consum, știu cam câte calorii au alimentele pe care le consum, nu cântăresc mâncarea, pentru mine este suficient să am 4 mese cu proteină fiecare zi și să mă cântăresc și să văd progresul pe cântare. Ăștia sunt toți parametrii de care țin eu cont, da? Dacă pun pe cântare, clar, înseamnă că m-am îngrășat,
am mâncat prea mult, trebuie să mai reduc din porții, trebuie să fiu mai atent, înseamnă că am mâncat prea gras, am mâncat prea multe prostii, prea mulți cârnați, prea multe tâmpenii, da? Prea multe calorii, adică. Iar dacă slăbesc prea mult, înseamnă că am mâncat prea puțin. Este foarte simplu pentru mine. Pentru voi poate nu este atât de simplu, nu este nicio problemă. V-am zis, puteți să folosiți o aplicație cum e MyFitnessPal sau consultate de aplicații. Le-am folosit și eu în trecut și sunt foarte ok. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați un like și un comentariu, să stimulăm puțin algoritmul YouTube-ului, iar clipurile mele să fie recomandate la cât mai multe persoane, să afle și ele de canalul meu, să înceapă să mă urmărească, să se motiveze pe clipurile mele, să aibă o viață mai sănătoasă, să slăbească și să pună masă musculară. Nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări, pentru că în afară de clipurile de duminică din transformarea mea live, am început să pun mult mai multe clipuri în timpul săptămânii și nu ați vrea să ratați niciun clip. Iar dacă vreți să mă susțineți financiar, nu uitați să faceți o comandă pe site-ul meu www.mieretv8.ro, pentru că acolo găsiți cele mai șmechere produse apicole la cele mai bune prețuri, aveți zeci de reduceri, iar aceste produse sunt premiate la târgurile naționale și internaționale apicole. Până data viitoare, eu sunt Otto, ursul vostru, Hristos a înviat, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao!